Care este acel singur lucru pe care dacă l-aș face, chiar un singur lucru pe care l-aș face, uh, chiar acum mi-ar da mai mult sens vieții mele. Unul singur, nu șapte lucruri. Și vedea că tot timpul intervine pasiunea, pasiunea. A atât de obsedat eram să ajung uh, la succes, încât am înțeles că imaginea valorează câte o mie de cuvinte și trebuie să fie uh, uh, într-un raport perpendicular, cumva, cu, cu ochii mei. Și trebuia să văd. Eu... Am și făcut o postare la un moment dat și am spus că telefonul este un cuțit. Cu cuțitul poți să uh, operezi pe creier sau poți să ucizi pe cineva. A, ace, în aceeași manieră poți să uh, folosești și telefonul. Poți să te sinucizi, dar prin comparații, prin ceea ce vezi acolo, prin eșec, prin depresie, prin ceea ce vrei tu, sau poți să înveți. Bună seara! Sunt Damian Drăghici, vă mulțumesc că sunteți aici din nou la podcastul meu. Așa cum v-am promis, de fiecare dată aduc oameni speciali, oameni care și-au depășit condiția și oameni care sunt într-o căutare continuă a acelui lucru care există în înăuntru lor, care știu că există ceva mai bun și care pot face ceva mai bun. Pentru ei, în primul rând, și după aceea pentru ceilalți. Așa cum am spus mai de multe ori. Este acea, acea metaforă sau analogie din avion care, dacă vrei să-l ajuți pe celălalt, trebuie să-ți să spui tu masca de oxigen și după aceea copilului, ca să poți să te salvezi cu să salvezi copilul. Și oamenii pe care îi aduc, mai ales invitatul din seara asta, e cineva care, în primul rând, a făcut ceva pentru el ca după aceea să poate să-i ajute pe ceilalți. Și asta facem fiecare zi. Este un căutător, este un tip super, super, super tare, super rezilient, în primul rând, care e foarte importantă emoționa reziliența emoțională, și e, e, un super băiat de treabă. Și am mare onoare să l-am invitat în seara asta pe Ștefan Mandachi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu alături de tine aici. Și am eu aflat mulțumesc. și eu în premieră că sunt un băiat de treabă, deci am început așa pe vibe pozitiv. Uh, întrebarea mea de bază e de obicei cine ești la ceilalți, întrebarea ar fi fost uh, ce ești? Dar la tine n-am să spun o întrebare, am să am eu un statement și vreau să răspunzi la asta. Este ceva care în Avatar 2 James Cameron folosește foarte mult și este o, o frază care se folosește foarte mult în considerațiile familiale și ele folosește foarte mult ca mesaj în, în film. Oamenii nu știu despre asta, dar e bine să își informăm și el spune mai multe ori Now I see you. Acum te văd. Acum te văd, Ștefan. spune ce ești, cine ești, că acum te văd. O să încep cu un exemplu că aș vrea să fiu foarte pragmatic și practic în același timp. Am uh, construit un brand se numește Bumbum Boom Boom Box și după ce am construit uh, brand, este o sală de fitness din cadrul hotelului Mandaki. După ce am făcut tot designul, am intrat în sală și am zis că fac o probă. Să văd cum mă simt acolo și erau pereții cu tapet cu Cărămii să dea sentimentul că acolo este forță, este încredere cu uh, mesaje motivaționale, uh, don't give up, nu renunța, be strong și zic, lipsește ceva aici. Toată sala era la cheie. Lipsește ceva. Ce, ce, ce lipsește? Zic, o las o zi, două și mă întorc înapoi. M-am întors înapoi și am spus, pe peretele alea trebuie să fie scris cine sunt eu. Cu semnul întrebări. Și așa a rămas de atunci în sală. Dacă aș avea un răspuns, uh, probabil că nu aș mai fi în acest de mers în acest proces al căutării, al autodescoperirii. Nu știu exact, să spun, cine sunt. Probabil că nici în ultima clipă nu vom ști. Vom ști cine am fost cu adevărat după ce plecăm de pe lumea asta, către lumea mai bună. Dar aș vrea să cred că sunt un visător pragmatic. Am fost uh, un visător cu capul în nori, acum aș vrea să fiu un visător pragmatic. Ce înseamnă asta? Visul meu în trecut a fost să ajung bogat, să ajung independent, să fiu liber să am avere, să am mașini, tot ceea ce își dorește un tânăr, de fapt. Am ajuns la 36 de ani să-mi doresc să mă bucur de visurile pe care le-am realizat deja. Și ajungi la un nivel în care spui, da, domnule, am realizat asta. Și aveam un antrenor care, pe care îl întrebam și, și el îmi și conjuncții. Și acum îmi doresc să mă bucur de ceea ce am realizat. Deci încerc să mă poziționez aici, să mă ancorez în realitate, și să fiu în același timp și un visător. Dar ca să îți răspund la întrebare cine sunt eu, sunt Ștefan Mandache, am 36 de ani, m-am născut la Călăraș, am copilări la Suceava, orașul meu de suflet, în satul Sfântul Ilie, am făcut Colegiul Național Petru Rareș, Științe Sociale, apoi Facultate de Drept din cadrul Universității Alexandru Iancuza din Iași, am fost la buget timp de 4 ani de zile, am avut media nouă, am luat 10 la lucrarea de licență, am un masterat în științe penale la aceeași universitate. Am practicat ca avocat doi ani de zile, sunt avocat definitiv în cadrul Barolului Suceava. Apoi mi-am dat seama că dacă aș fi stat, dacă aș fi continuat să profesez avocatura, m-aș fi trădat, m-aș fi degradat interior, așa că am ales să fac ceea ce îmi plăcea cu adevărat. Deci nu ai fi, nu ai fi fost autentic cu sinele tău superior? Aș fi fost un trădător. Eu nu spun că n-am fost la viața mea în raport cu mine însumi, dar am ales să fac, să intru în afaceri, am deschis un fast food, după care am dezvoltat o rețea de franciză, ceva nou în România, inedit, pentru că piața, economia României nu era obișnuită cu contractul de franciză și am dezvoltat, am fost, să spunem, un deschizător de drumuri. De drumuri. Am ajuns la 78 de restaurante, uh, suntem cea mai mare rețea de restaurante cu specific grecesc din Europa. Uh, vreau să spun că în această perioadă de 11 ani de zile mi-am dezvoltat abilitatea de a fi lider. Nu am știut cum să fiu lider, dar am învățat să mă comport ca un lider, am învățat importanța echipei și am ajuns în momentul acesta în care, de o bună perioadă de timp, îmi doresc să mă descoper pe mine și să îmi găsesc răspunsul la prima întrebare pe care mi a adresat-o. Cine sunt eu de fapt? Dar acesta este un proces lung, consistent, cu multe urcușuri, cu multe coborușuri. Nu știu cum voi avea acces la această înțelepciune, să spun, dar în momentul ăsta știu cine sunt. Mi-aș dori să fiu uh, liber, mi-aș dori să mă bucur de ceea ce am obținut până acum și să-i ajut și să-i inspir și să-i motivez pe ceilalți. Cât de important este să fim autentici cu noi înșine și să ne dăm seama că masca pe care o purtăm prin condiționarea socială sau prin uh, uh, cum spune Jung, știi ce zic, the shadow, uh, este doar o mască și de multe ori uităm să o scoatem și atunci când suntem noi cu noi înșine. Și vezi asta foarte des uh -huh. și foarte... Uh, vreau să spun că eu din totdeauna, cel puțin din totdeauna, de când am ajuns la un anumit nivel de conștientizare, conștiență, mi-am dorit să fiu autentic. Și mi-am făcut un obiectiv de a fi autentic. Dar în momentul în care îți propui vreau să fiu autentic, nu reușești să fii autentic. La fel cu... Cum e când îți dorești să fii prezent. liniștit sau prezent? Sau, sau, sau... sau, sau să cauți fericire? Da, vreau să fiu fericit. Păi atunci nu o găsești. Uh, Autenticitatea o descoperi. Descoperi ce înseamnă să fii autentic când încerci, când greșești. Practic, am o vorbă eu. Uh, M-a cineva, cum definești un om genial? Și am spus că omul genial este acela care învață din greșelile altora, nu din greșelile lui. Deci suntem foarte puțin geniali pe planeta asta, pentru că toți învățăm din greșelile noastre. Și atunci... Când greșești și învezi din greșeală, devii un strop mai autentic. Când uh, treci prin volbura vieții și tragi o concluzie de acolo, de asemenea, devii mai autentic. Nu poți să știi tu, tatăl în momentul ăsta sunt autentic. Deci Că, uh, nu știu, uh, vorbesc deschis, că uh, poate că înjur, poate că negociezi, poate că sunt manipulator. Nu prin asta demonstrezi că ești autentic. Vei ști că ești autentic când nu vei mai avea nevoie să îți demonstrezi autenticitatea. Ta exact. Spunem, te rog, cât de important crezi, că am văzut și te urmăresc și îmi place foarte mult abordarea ta, cât de important uh, crezi că este perioada copilăriei, și aici, fără să fac niciun fel de judgment sau critică asupra părinților noștri, mm -hmm. bunicilor noștri, care, care, și asta o folosesc chiar în paranteză, care săracii atât au știut. Deci, mm -hmm. eu, noi suntem mici, ei sunt mari, cum se spune. Dar, da, mm -hmm. apreciez tot atât au știut, atât au făcut săracii și nu e de judecat, da? Și, și ei au avut niște traume transgeneraționale. e Categoric. clar. Dar cât de important este pentru orice om, să zicem, peste 15, 20, 30, 35 de ani, să-și dea seama că filtrele din copilărie îi poate conduce foarte mult orice fel de decizie în viață, din punct de vedere valor, principii și credințe limitative. Uh, am avut o discuție foarte interesantă cu o profesoară care mi-este foarte dragă, la vina Barlogianu și spunea, o citez acum oare emoția pe care o simt acum este emoția mea sau este emoția tatălui maniera în care uh, uh, protestez, poate sau uh, cum acționez reprezintă emoția mea sau emoția bunicului sunt nervos din cauza mea sau din cauza, poate, a străbunicului. Nu suntem siguri dacă emoțiile noastre ne aparțin în totalitate pentru că uh, suntem și cred asta, suntem contaminați de uh, energiile strămoșilor. Și asta nu e o superstiție. Uh, poate fi documentat științific. Da, da, da. da. Prin argumente. Da. Prin teorie. Uh, deci, din punctul meu de vedere, cred că trăim după noi uh, hai să spunem tinichelele trecutului și e posibil să găsim în acest trecut tureros o scuză ca să nu trăim în prezent. Și o spun din proprie experiență. Că și eu fac asta. Ce sugerez? Că, și... că, că mai departe belenile neamului, cum ar fi. Da. Pe, și, și ne simțim vinovați. Noi ne simțim vinovați. Deși suntem inocenți în acest punct de vedere că nu am tratat toată suferința strămoșilor. Nici nu avem gustul să dacă, dacă e să spun așa aici ca o paranteză. Că chiar asta mi-am dorit cu tine să fie un fel de podcast, discuție, tet când noi de fapt, bunicii, străbunicii și astea, aici, aici foarte aproape, acum 150 de ani, ajungem la 512 persoane. Uh -huh. Tu să că toate alea 512 persoane în fiecare celulă ta? Și acolo s au întâmplat o grămadă, incest, bătăi, omorul, tu nu știi nimic, adică noi știm puțin despre părinții noștri. Nu știi, dar simți. Da, știm foarte puțin despre bunicii noștri și exact niște povești despre bunicii noștri și mai departe nu știu nimic. De curând am avut o discuție foarte interesantă cu un alt uh, psiholog renumit pe plan mondial Elizabeth Horowitz uh -huh. uh, care vorbește de asemenea despre cum ne poate uh, bântui un eveniment din uh, trecut transgenerațional există o energie a subconștientului care se transmite da, și acționezi și nu știi de ce ți-e frică și nu știi de ce din punctul meu de vedere o soluție ar fi să îți faci arburile genealogic nu, și îți spun cum sau -ți, uh, spun urmăritorilor tăi rog. Uh, cum. Există arhivele statului, așa este o instituție, arhivele statului se numește. Uh, cauți îl cauți pe bunicul și vei găsi un certificat de naștere înscris în registrul de stare civilă. Bunicul este fiul lui X și Y. Exact. Doamnă sau domnul de la arhivele Naționale, vă rog frumos, să mi dați evidența străbunicul și acolo spui fiul lucutare și alcutare fiul lucutare și și atunci îți faci un arbore transgenerațional. Vezi care a fost perioada istorică? Prin ce a trecut? Secolul trecut uh, uh, am avut două conflagrații mondiale extrem de dureroase. Primul război mondial a lăsat o traumă colectivă la nivel uriașă, mondial uriașă. uriașă. Uh, chiar acum am văzut un, un film ex, excelent care redă perfect trauma prin care au trecut acei oameni. Gândește-te că noi în, în 1914-1918 au avut loc primul război mondial relativ recent, să spun așa, da, străbunicii da, da. au fost fost Doilea. Eu am fost crescut de bunicii mei care am înduit trecut să război. Ei, uh, îți faci linia maternă și linia paternă, este foarte ușor de ajuns. După care, studiezi puțin contextul istoric. Tu nu fost primul război mondial, a fost al doilea război mondial, a fost din 1900, după, primul, după al doilea război în 1945, 1989, regimul comunist care a, a generat suflete, Exact, exact. Și atunci prin ce am trecut? Am trecut printr-o epocă de suferință. Cum avem noi pretenția să fim zen când noi suntem uh, uh, profund influențați de ceea ce s-a ce întâmplat în Neamul nostru. Și atunci îți faci arborele genealogic, e mult mai simplu decât îți imaginezi. Și mergi pe două linii, matern, și poate, cum ai spus tu, ajungi până la străzi străbunici, vezi prin ce au trecut, studiezi puțin istoria Neamului și atunci poate că încep, aduci încep mai multe ce lume. să clarifici. Să clarifici începi, niște, începi, 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 începi doar. Pentru că după ce. Ca duc, lucrurile abia după ce tomule, proces, tomule, tomule, eu, am, eu am început să-mi fac aceste uh, arbore și inițial, în prima etapă, am crezut, domnule, am. Într-o săptămână am terminat povestea asta. Durează, pentru că tu înțelegi lucruri. Te duci la Jung, te duci la uh, Dulcan, te duci și întrebi. Domnule, uh, ce se petrece? Înțelegi, notezi, trebuie să faci tot procesul cu pixul mână, nu poți să. Uh, dar las că știu eu, pentru că și uiți uh, și strămoșii poți să-i uiți. Corect. Scrii tot, analizezi tot, îți faci un dosar al tău, după care îl răsfoi și înțelegi. Și lași, îl lași, îl să dospească. Nu vei înțelege după ce termin procesul. Procesul durează, probabil, ani de zile. Știi că în. Uh... Vorbeam cu un terapeut român care trăiește la Viena, Cristina Schmidt, super, super terapeut și uh, ea a deschis subiectul ăsta despre există și o, o loialitate față de neam. Adică tu când, când îți depășești condiția în, 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 viața, în viața asta, să zicem, uh -huh. și tot neamul tău, să zicem, că au trăit în sărăcie sau au avut, există o loialitate ta care dacă faci prea mulți bani, tu vei iară să fii, să fii sărac pentru că tu, tu subconștient vei să fii loial față de neam. Nu vei să-și depășești și sau dacă părinții au suferit mult și ai văzut uh, ceartă, te simți vinovat că te bucuri să, sau să, că să, și Exact, să te bucuri. Și atunci, uh, uite, îți dau un exemplu personal. Eu sunt foarte agitat. Da? Eu dacă sunt uh, liniștit, și tu, și tu, pare a fi la fel, dacă sunt liniștit, simt că ceva este în neregulă. Pe de o parte mă simt vinovat că nu mă bucur de ceea ce am uh, obținut să capitalizez această resursă, da? bucuria, da? Pe de altă parte, insinuez, domnule, trebuie să muncesc mai mult, trebuie să, să, fac mai mult, să fac mai mult. Și atunci este un conflict la nivelul ființei. Ce se întâmplă? Pierzi și în stânga, pierzi și în dreapta. Nici nu poți să te bucuri, nici nu poți să trăiești cu belșugul pe, la care ai ajuns. Poate să fie o consecință a acestor evenimente din trecut, cum ai spus mai și mult ca sigur, mai mult ca sigur. Că de cele mai multe ori, noi în căutările noastre, cum și tu am observat, te duci și cauți și cauți și cauți și, și dezgropi tot în copilărie, să vezi dacă în copilărie, te duci și dezgropi în cele 9 luni de zile în sarcină, și multe lucruri nu au de a face nimic cu ceva. Adică, în, în câteva terapii non-convenționale, care ți-am spus și mai devreme, ai înțeles, -o? terapiile mm -hmm. cu, cu alte plante, uh, am, am, am văzut, după ce am trecut de primul strat, al doilea strat, al treilea strat, că de fapt frica aia nu era mea, era la bunica mea. Frica cealaltă nu era mea, era a era bunica mea, dar a, a trecut foarte mult timp. Da, tu, tot ai, tot. A, tu ai avut noroc uh, pentru că ai fost fidel acestei cercetări și ai vrut să afli exact. cei mai mulți. Nu sunt interesați de subiect sau. Ceva din ei îi oprește să, să, să intre în procesul ăsta A intra în procesul ăsta nu e ceva ușor E ceva foarte complicat Și durează. Am, am, am interferat cu foarte mulți mentori Și am foarte mulți oameni uh, Cu care m-am prieteni de-a lungul vremii uh, Cum să spun, niște monștri sacri ai psihologiei Am avut acces la niște norocu Și nu știu, felul meu de a fi Uh, mi-a permis să o apropiere de, de, de astfel de, de oameni extrem de competenți și de, uh, și de inteligenți. Dar ca să iei într-un astfel de proces, trebuie să ai curaj. Trebuie să riști. Riști să afli, pentru că tu simți uh, la, la, la nivelul ființii tale, tu simți că e ceva neregul. neregul. Dar și știi că, există, o, duci că, știi că există un Ștefan sau un Damian mai bun înăuntru tău, doar că nu știi cum să-l accesezi. Sau ți-e frică să nu-l nu faci prezent în viața ta. Exact. Dar e, e, e de fapt tot mesajul este la fel ca la Alice in Wonderland, că trebuie să intri pe gaură. Cu toate că ți-e frică pe rabbit hole, ca să afli adevărul. Da, câteodată... Acum nu mai citez atâți, atâți specialiști. Câteodată e bine să spui nu pot. Eu când eram puștan, aveam vreo 14-15 ani. Deja eram foarte, cum se spun, Doritor, se descopăr oameni bogați, îmi lipeam afișe pe perete, pe uși. Chiar și într-o zi am citit într-o carte. Se numea cartea, un titlu acum mi se pare superficial din toate punctele de vedere, milionar la minut. Cum poți să milionar la minut? Da. Bine, poți să nu și lași secundă, că, că și exact. la salutotul, dar în mod categoric îi vei pierde și scrie acolo, spune pot și vei putea. Ah, deci, când am auzit, un om neputincios și afectat de neputință, de copilărie și de complexul de inferioritate. Am luat o cariocă și am scris, nu știu, cred că vreo 5 metri pătrați, cât avea camera, 2, 30, tot peretele ala cât aveam, pot, 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 o succesiune de pot. Și am târât după mine acest, acest pot fals de atunci și până de curând. Pot, 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 dar de cele mai multe ori nu poți. Dar tu trebuie să duci după tine această, să spunem, ancoră motivațională. Spune, tu dai seama cât de mult m-a îndurerat pe mine acea, acel, acel, ace, acele inscripții de pe perete. Pentru că în fiecare zi când mă trezeam, mă duceam la toaletă și, când puteai, și treceam pe lângă pot. Da. Și când nu puteai, te simțeai vinovat. Da, deci, da. Asta, e, asta este maniera prin care noi ne autosabotăm, ne da. pedepsim da. și ne uh, autoflagelăm. Da. Și devine un obicei asta, bă, n-am putut. dar Ce scrie acolo? ce a spus la Milionarul la minut? Poți să ajungi milionar la minut? Păi eu îmi puneam, aveam 20 de ani și eu îmi spuneam țel în caiet, într-un an să fac un milion de dolari. Nu avei cum, știu. e imposibil. Am trecut până același până nu... mai ales că am ajuns în America când aveam o vârstă foarte fragedă și am, am început prima dată, prima carte pe care a ajuns în mâinile mele a fost de la idei la bani. Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Napoleon Hill da. da și când am citit-o pe aia, adică venind din România, zis, -mă, acum în 90 No, acum 23 de ani. Fac, mie, adică mă uit și zic, wow, de ce se poate toată asta? Ne înțelegând, adică tot procesul acolo și toți cei 500 care trecuseră ani de zile și da. erau vorba de generații întregi. Aceasta este o carte care trebuie citită. Chiar dacă nu înțelegi, chiar dacă nu, <laughs> nu, 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 integrezi. Trebuie citită. Deci dacă ne și sigur ai urmăritori tineri. citiți Napoleon Hill de la Idei la Bani. Pentru că acolo se va dezvolta un nou univers. Nu vei înțelege mare scofală. Adică vei face confuzii majore. Dar este o operă care trebuie citită. De ce? Pentru că te învață cum să visezi. Uite, da. te urmăresc. Știu că ai făcut politică, da? Și știam de când erai drăghici politician. Cred că aveai mai mult păr în cap atunci, dacă rămâi. Așa. Cum te simțeai atunci și cum te simți acum? Poate că mă înșel, dar acum parcă văd un pește în acvariu. Parcă așa te văd când da, faci da, podcast. Da, da, da. Pentru că e, hey. e, e la fel cum ești cu muzica. Sunt eu în, te, în, te, în apele te, mele. Te simți. Te simți. Alive. Trebuie să înveți să visezi. Și chiar, uite, uh, profit de uh, context, că, ca să-ți oferi și un dar, caietul Visurilor. dă te rog. Mulțumesc. De ok. Perfect. Uh, de obicei, nu dăruiesc acest caiet, pentru că e posibil să-ți să facă un rău. De ce nu l dăruiesc? Dacă cineva este cu adevărat interesat de visurile lui, va depune toate eforturile sau un minim de efort ca să-l. Și nu vreau să fac vânzare, pentru că am și varianta gratuită. Poți să intri Stai pe site și îl vezi că îl faci gratuit, că am și postat, cum se face gratuit. Dar dacă nu depui un minim efort, să intri în posesia lui, probabil că nu l vei face. Dar acum o să fac o excepție și pentru că ești un visător care inspiră alți visători, o să-ți dăruiesc caietul Mulțumesc, visurilor. Și vreau, vreau să-mi spui despre el. Este un proiect la care am lucrat. Eu pot să spun că la acest caiet am lucrat, să zic, 20 de ani. Cam ăsta e termenul. Uh -huh. Pentru că inițial caietul visurilor la mine a fost un calorifer. Trezeam dimineața cu capul înspre stâng. Dormeam cu capul pe mână și aveam un calorifer. Aveam patru în calorifer. Și citisem uh, Puterea Extraordinară Subconștientului de Joseph Murphy. Joseph Murphy. Și acolo spune, fă din uh, uh, tot ce poți uh, un generator de inspirație. Și eu mă uit în camera, m analizat camera, acolo e cam departe, asta e cam, tavanul e cam sus, uh, biroul era în față, ce să fac, hai să pun pe calorifer. Și am început să scriu pe calorifer tot mesajul pot, putere, bani. Da, da, da. uh, sus aveam, uh, știu, țin minte că sus aveam o Mercedes uh, CLS parcă atunci. Sus mă uitam pe de CLS, stânga dădeam cu capul în calorifer și scria tot acolo tot motivațional, în dreapta scria pot. Deci a părut să, să secret. și secretul. A părut să secretul. Da, acolo, acum... acolo e uh, relicva caietului visului, după care pe caietul studențești, îmi făceam pe de parte caietul visului, pe de parte caietul de strategie, ca să poți să tai elefantul în filiuțe mici. Nu poți un vis mare să nu-l segmentezi. Am făcut un caiet la care, pe care l-am ținut vreo 12 ani, l-am și acum, ăla e piatra de temelie, nu l-aș da pentru nimic în lume. După care aveam un vis acolo să stau pe o insulă cu apă turcoaz, nu mai știu exact formularea, o perioadă de timp. Și am mers în bale și am stat vreo 3 săptămâni în bale. Și stând pe uh, scaun acolo, pe plajă, wow, mi s-a îndeplinit visul ăsta. Stai că aveam un vis. Te uitați în el, îți dai seama, stăteam acolo de... Asta s-a întâmplat în 2019. Și zic, pute, visul ăsta, cât mi-am dorit de mult. Și am, am intrat așa într-un într proces de introspecție. Și mi-am pus o întrebare atunci acolo, eram pe plajă, în Bali și dacă în momentul ăsta ar fi să fac cu toate forțele mele, la modul cel mai serios, un singur obiect care să aibă un impact major în uh, rândul celorlalți oameni, care ar fi acela? Și așa, pe buzi s-au scurs două cuvinte. Caietul visurilor. Și atunci, din 2019 până în 2021, am lucrat la acest proiect cu echipe de designer, graficieni. Foarte tare, Am lucrat, am scris uh, fiecare propoziție în acest caiet, mă reprezint într totul după care am pus o variantă gratuită ca să nu-i privesc pe ceilalți, dar este și o variantă prin care poți să-ți achiziți acest caiet pe www.caietulvisurilor.ro Acolo ai și un caiet de strategie și cartea Lecția de Înțelepciune uh, este o, o culegere pe care am făcut, o culegere de maxime, aforisme și reflexii care sunt de maximă utilitate. Felicitări, bravo! Le pe toate astea le pot achiziționa după... www.caitulvisurilor.ro da. Super! Uh, mergând înapoi la... La, la suferință! Nu, nu, la vis! La vis, Aha. la, la vis vreau să ajung! Uh, eu sunt născut în 70. Eu sunt 86. Mulți înainte! La fel. în 86-87, deci îți imaginești și știi tu perioada aia uh -huh. întunecată, în a României. Ani, la... Am prins patru ani, am prins alimentarele, am prins... Exact. Da, știi ce? Norul ăla tot... peste da. noi toți, dintr-o familie de țigani, oameni care putea și acolo să ne crească uh -huh. ei toți, eram într-un apartament cu trei camere, 13, 13 persoane. Eu le spuneam prietenilor mei și colegilor mei, am martori în ziua de astăzi, uh -huh. sunt încă prieteni de mei, le spuneam la 16 ani, 17 ani, fără să fi citit niciodată o carte de, de a de, a, de a, vreau să vă zic, pe vise, da? Fără să fi citit o carte motivațională sau ceva, le spunem așa, eu am să ajung în America și am să cunc cu artiști mari și am să am casă în America și am să am mașini și am să câștig grami și am să fac lucruri mari de tot în America. La 17 ani. Doi dintre prietenii mei, unul nu mai este în viață și încă unul, s-au dus la bunica mea, care m-a cu bunica mea, pe mine, nu mea, și a spus, zice, Tantinina, cred că pot Damian, în afară că s-ar putea să-l ia poliția, că spune de asta securitatea, ar trebui să-l duci să-l la spital, ca nebunit, spune că o să ajungă în America și o să aibă bani și mașini și case și o să fie mare. Paradoxal, doar nebunii aceștia reușesc. Aici am vrut să ajung. Deci nebunia din tine te-a propulsat către realizarea via, uh, visurilor tale, cred eu. Și Faptul că ți-ai făcut o proiecție, o imagine uh, mentală, cred că te-a ajutat foarte mult și pe mine m-a ajutat enorm. Țin -mi minte că uh, mă mutasem de la Suceava la Iași, la facultate, uh, și camera, mult, camera era mult mai mică la Iași decât de la Suceava. Și atunci nu, nu am mai măzgălit uh, pereții, pentru că mi-a zis că bă, apartamentul ăsta uh, o să-l vindem după. Aveam un apartament la etajul 3, pe Codrescu 7, bloc C4. Și zic, bă, dacă nu mai mă zgâlesc pe reții, deși era deja o adicție, mă zgâlesc, ce înseamnă Știu mă, mă zgâlesc, să-ți visezi uh, viața, am luat un panou de plută, știi? Și panoul de plută ai pionezii. Exact. Atât de obsedat eram să ajung uh, la succes, încât am înțeles că imaginea valorează câte o mie de cuvinte și trebuie să fie uh, într-un raport perpendicular, cumva, cu... cu ochii mei și trebuia să văd, trebuia să văd, trebuia să văd, vreau să văd imagini. Toate visurile alea mi le-am îndeplinit de pe de pe acel panou. cu minus 1 nu l-am cunoscut pe Fedor Emelianenko un campion mondial din UFC. Dar în rest puterea imaginii și credința aceasta dar, nu doar atenție. Nu, 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 doar, nu, doar, nu doar visul. Deci nu doar visul. Nu Trebuie doar să visul. și acțiunea. Uh, de aceea eu pe canalul de YouTube Ștefan Mandachi, la care lucrez cu maximă pasiune, spun așa, aici oferim educație, inspirație, motivație, toate acestea duc către acțiune. Deci fără acțiune, degeaba ai motivație, inspirație și educație. Și mai spun ceva foarte important. Educația este felinarul care îți luminează drumul către viața visurilor tale. Educația, autoeducația, fă obsesie din autoeducație, dar e o problemă... Jim Ron, dacă știi, spuneam da, continuu, e, o educație de școală o să-ți dea un salariu, educația în tine, self-education, o, o să te facă milionar. Problema, cred că există o problemă aici, mă rog, probleme există peste tot, dacă căutăm problemele, le găsim, clar. Educația, acest cuvânt, educația, a fost asimilat cel puțin de către, nu știu, generația... Mai, părinților, bunicilor așa. și cu un sistem de învățământ nociv. Și atunci când spui educație, acum ți -e și frică să spui educație. Bravo, bravo. Uite, eu, de pildă, pe mine mă pasionează procesul ăsta de a mentora tineri, de a ajuta, de a inspira. Ăsta e motivul pentru care eu acum voi face un pas în lateral din industria în care activez. Unde? Către educație online. De ce? În, on, în online, uite când și accentul, de ce, în loc să spun de ce, eu așa vorbesc la Suceava și o să mă corectez pentru că, cum ai spus tu, vreau să fiu autentic. Investesc în educație. Tineri în ziua de astăzi... Pot să stea pe TikTok să pierdă timpul, dar să nu fie educați. Înțelegi? Știu. Tu ai, ai spus-o tu mai bine decât mine. Da. Și atunci, Dar este și un trend al telefonului și nu mai poți să-i scoți această să spunem... Și ăsta, atunci trebuie să te folosești... Este folo o a, armă de autosabotare, ori, ori este un instrument. Și atunci eu vreau să Trebuie să te fac... folosești de instrumentul da. lor, de adicția lor, dar să -o, o faci într-un mod pozitiv, nu asta negativ. Asta vreau să fac eu. Acum investesc în online. De o perioadă de timp, oricum în business meu nu mai fac management operațional de foarte mult timp. Deci nu mai fac management operațional. Și mă focusez și mă voi... Cum să spun? Mă voi îndrepta concret Câte industria, online, unde? În educație. Voi încerca să, să le explic prin ce am trecut, procesul prin am trecut și voi motiva oameni care se vin alături de mine să putem să oferim uh, material generat din propria experiență. Uite, o să te invit și pe tine în nișa uh, Mulțumesc, uh, noastră. Ești invitat. Știi că, știu, știu, să, că și, -o, și, -o, și -o lucrez la un program ăsta care poate să facă asta și doamna așa, să facem poate și facem ceva, exact. Poate facem ceva împreună. De exact. ce? Pentru că oamenii au nevoie de educație și tinerii au nevoie să înțeleagă uh, că educația că educația educa, atenț atenție, educația le aduce milioane de dolari. Asta ar trebui, asta ar trebui să fie cuvântul. Cred că de trebuie de să schimbăm cuvântul educație. Mă nu refer nu. La, sau, la, felul care a fost înțeles de noi. Da, sau, sau să-i să dea o altă conotație. După 20 de ani, m-au întrebat prietenii mei, acei trei prieteni care ți-am spus da, dar de unde știai? Da? Mm -hmm. Deci după 20 de ani m-am întors și am făcut, de asta direct în, aici, pentru că nu ai văzut, am făcut concertul ăsta în față la Păratul Poporului un concert de 2 milioane jumate cu 72000 de mii de După ce, am plecat. Ăsta asta era erai tu? Da, da, da. Și m-au întrebat ei, dar de unde știai asta atunci? Păi întreb și eu, de unde știai? Nu știam. Pur și simplu ceva era în Dar dacă spun ceva, nu să mă crezi, vedeam asta deja în ochii mei. De-aia m-am întors la asta. Vedeam afișele și mă vedeam pe mine pe stradă și vedeam exact asta. Deci, e vorba, trebuie să fie înăuntru tău, să, să, să o crezi înăuntru tău. Eu nu cred că trebuie să fie înăuntru tău. Îi, îi, îi vei inhiba pe cei care nu cred în ei. Și atunci vreau să te completez. Te, rup, nu te să te spun că ai greșit. Te rup. În noi este. Exact. În toți este. În toți este. Doar trebuie, să lași, do des... trebuie doar să las lași să, să se exprime. Trebuie să, 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 să nu să o lași. Dă-i o șansă să se exprime. Dă-i dă șansa potențialului din tine. Nu te limita. Dă-i șansă potențialului din tine, dar cu o condiție. Eu am făcut o eroare mare în tot procesul meu. Am pus foarte multă presiune pe atingerea succesului. Dacă n-ating succesul, mintea mea spunea că voi fi ratat. Deci, ating Asta succesul dar trebuie să doară. Brav. Și am ajuns și am făcut milioane de euro. În toate topurile, revista Capital, Forbes, da, sunt acum și mă uitam, da, am ajuns pe locul nu știu cât. Da? Dar care e prețul uh, succesului? Biciușca. Știu. Da. Pentru că, deci este în noi, dar noi, noi pornim la drum cu, 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 cu un deziderat. De, ajungem, să ajungem, dar să ne, să ne și... Depinde pe care drumul ei. Există așa. Motivația prin durere și prin frică, da. automotivația, sau motivația prin dragoste. A face lucruri prin dragoste. Noi, din păcate, pentru că din păcate, asta, așa, asta, asta cred. Suntem crescuți aici unde eu am observat un lucru. În România, când nu studiam și eram mic, mi o luam un continuu. Bă, am atis, să ți fac, să-ți drept. Studiază, 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 studiază. În America am ajuns la Berkeley când am câștigat bursa și mă duc și când. Și profesorul spune, așa am greșit, și profesorul spune, wow, great. Și eu zic, ăștia sunt surzi, sunt și ceau. După care iarăși am greșit. Și plec și mă duc și le spun la colegii mei, bă, ăștia ce căcat au, sunt surzi? Și el spune, pe numai în America așa e. Spune, good, adică te motivează, nu-ți nu, o palmă, că eu mă așteptam deja să-mi o palmă de la profesor. Aici e diferența toatei Educația, adică modalitatea prin care noi avem școala asta rusă, unde totul este prin, nu faci, ia uite ăla, ai văzut vărutul, ai văzut prietenul altul, ai, a, a făcut bine și după aia rămâi toată viața cu comparația asta în tine. Da, aș putea completa. Procesul uh, prin care ajungi la succes uh, are două uși. 1. Inovăția și doi Nu dragostea, 2. Iertarea. Atât de vinovat te simți și când ai bani, încât la un moment dat spui eu trebuie să încep un proces de... Și te gândești, ce ar trebui să încep acum? Să mă bucur? Nu prea pot. Că mă simt tot vinovat. Intervine vinovăția. Ar trebui să mă iert cumva. Și am citit o carte foarte interesantă prin care am și făcut un, un, un vlog prin care am deschis pe canalul meu de YouTube. O copilă a fost deținută la Auschwitz. Îți dai seama, torturată din familia ucisă, tot a scăpat de menghele. 35 de ani, 35 de ani după ce a ieșit din lagăr în 1945, a ieșit de acolo, a trăit cu vinovăția că din cauza ei s-a întâmplat aia. N-a putut să facă pace cu ea pentru că se simțea vinovată că a ajuns acolo. Se simțea vinovată că i-au fost uciși părinții. Deci, practic, acolo era ei. Vinovăția, noi nu putem să scăpăm de vinovăție. Dar eu teoretizez acum. Pentru că nici eu nu pot. Știi eu nu știu. spun acum? Uh, fii atent că eu am scăpat. Da, pe nu, nici eu, eu n-am scăpat. Eu nici sunt, scăpat. Știi cum, uh, în, uh, în proces. Nici eu n-am scăpat. S sunt în, 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 în ghearele acestui... Do doar uh, că am conștientizat. Adică am devenit conștient de, de, de trigger-ul uh -huh. pe care l am înăuntru meu. Dar nu sunt vindecat. Sunt în, sunt în, în proces. și cred că e mai dureros când devii conștient de trigger. Da, normal. Un înțelept a spus că uh, când nu știi... E mai, e mai bine decât atunci când știi. Deci de acolo începi durerea. Când începi să scormonești conștient, doare, știi, când îmi scoți o măsea, trebuie să te doar o dată și după aia, dar. Repet, asta e tot teorie. Nu pot să practic ceea ce uh, am înțeles că ar trebui să fac. Ce părere ai pentru tineri, dacă tot uh, avem mult să, uh, educațional? ce ai recomanda pentru tinerii care. Și nu vreau să îmbrac într-un podcast al uh, americanismului de succes, știi, Tony Robbins, motivație uh -huh. și astea, că am întrebat cu până să nu, uh -huh. nu, tinerii care trebuie să-și urmeze calea și sufletul lor. Și asta mă refer, sunt un om care timp de 40 de ani, am tot spus, dacă aș fi fost născut într-o, sau 40, 30 să zicem, într-o altă familie poate nu, poate nu era muzician. Dar fiind născut într-o familie de țigani care toată lumea, Fănică Luca, Romica Puceanu, Fărimița Lambu, tot neamul meu au fost uh -huh. lăutar de 150 de ani, M mie mi-au spus, mai că sau înveți meserie sau ajungi la pușcărie. Deci trebuie să învăț asta, era uh -huh. o impunere. Și cineva mă întreabă, ce, dar Andrei ce o să fac? Am, 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 un copil de 4 ani, îl face tot artist? Zic, dar iertați-mă, într-o familie de dentiști, sunt toți dentiști 500 de ani? Deci nu ar trebui neapărat să facă muzică, vreau să las să facă ce vrea el. Tinerii din ziua de astăzi, au, mai au un minus în comparație cu noi. Au acest... Nici nu, nu, vreau să pun... Atâta, mm -hmm. am arătat telefonul, da? Și au în continuu cu ei comparația asta, care, care ucide orice fel de spirit din antutov. Mm -hmm. Pentru că în continuu să compară, Ba, pe Instagram, pe orice mașină are la, iau ce casă are la, mm -hmm. ia uite ce are, adică informația asta la tine acum 15 ani, mm -hmm. da? În generația ta, tu nu știi, știi cine e să zicem Ronaldinho. Da, pe vremea ta nu era. Era Ronaldo, dar nu era cum e acum. Era Ronaldinho sau altcineva. Dar tu nu știi ce casa Ronaldinho, cum arată casa Ronaldinho, în ce vacanțe merge Ronaldinho, ce ceasuri are, unde a fost în Maldive, ce gagi are. Nu știi toate lucrurile astea despre el. Tu vrei să ajungi, dacă vrei să ajungi ca Ronaldinho, doar ca fotbalist, dar nu să ai beneficiile lui. Înțelegi ce vreau să spun? E mai greu pentru tineri din ziua de de comparația este pandemia mondială. Nu cred că lumea spune, vorbește despre depresie. Într-adevăr, depresia se răspândește încet și sigur, dar cred că atunci când vorbim despre comparație ar trebui să fim mai atenți, pentru că atunci ne distrugem. Eu îl văd pe drăghici, tu ai 160.000 de urmăritori, eu am 118.000 de urmăritori. Păi, dar eu ce fac eu roșu fac asta mai bine? Dar m-am întrebat de multe ori asta. Drăghici are un milion de vizualizări cu Dulcan. Și eu am Benicio 3, eu am 100 de mii sau Matei Georgescu. bă, dă-o dracu, dar ce au vorbit ăsta mai mult? Tu a avut noroc, tu a avut baftă. Și atunci ce mă bagă pe mine în depresie? Da, am înțeles, am înțeles ce spui. Faptul că tu ai ajuns la succes. Deci ceea ce m-a, să spunem, m-a afectat pe mine foarte mult în viață este comparația. La fel. Dar am și deschis subiectul. Care e foarte bun de altfel. De, de altfel, telefonul. Eu am și făcut o postare la un moment dat și am spus că telefonul este un cuțit. Cu cuțitul poți să uh, operezi pe creier sau poți să Umori. ucizi pe cineva. A, ace, în aceeași manieră poți să uh, folosești și telefonul. Poți să te sinucizi, dar prin comparații, prin ceea ce vezi acolo, prin eșec, prin depresie, prin ceea ce vrei tu, sau poți să înveți foarte mult. Trebuie să te gândești că uh, uh, telefonul ăsta include toate bibliotecile la care aveau acces oamenii cu 15 ani. Și scuze-mă, eu m-am întrebat cineva, să fac facultate sau să nu fac facultate. Zic, nu știu dacă se faci sau să nu faci facultate, ceea ce ți spun este că există universități întregi la un pas de tine și dacă îți dorești cu adevărat, te vei educa prin toate... Uh... Vorbesc cu tine, ești mai mică ca mine, dar vorbesc cu tine ca și cum vorbim de altă epocă. Dar tu ți-aduci aminte, nu ești muzician, <cute> dar ți-aduci aminte pe, cât de greu era să găsești o piesă acum 15 ani. Pe acum... Da, când erauem pe trei ori, exact. Ai aici milioane de piese, da. de piese și vorbesc cu un băiat, ai ascultat și tu aia? Zice, dar cine Michael Jackson? What the frate. Adică tu ai acces la miliarde, pentru noi să punem o casetă sau pe ceva, știi ce era? Uh, încă ceva, noi acum trăim într o epocă no excuse, nu, nu ai scuze. Nu mai ai scuze dacă vrei să ajungi la succes. Și vezi, milionar la 18, 19, 20 de ani pentru că ai toate resursele posibile. Spunei de cale, care este calea. Și vorbești de dentiști și am făcut o analogie, cum ar fi fost ca Messi să fii un foarte bun dentist sau Cristiano Ronaldo să fii un inginer la centrala de la uh, Cernavodă, un inginer, să fii șef la ceful inginerilor. Ar fi fost, dar ceva din el uh, ar fi murit atunci. Când îți descoperi vocația, când cauți în tine și lași să curgă originalitatea din tine, când lași să, 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 să se exprime talentul pe care ți l-a dat Dumnezeu, atunci, practic, ți-ai făcut datoria față de Dumnezeul care crezi că te-a creat, indiferent în ce Dumnezeu crezi. Deci, calea înseamnă să-ți descoperi vocația. Uite cum începi calea, cum pas de genul ăsta. Nu trebuie să fii caietul visurilor metoda Mandachi. Ia o... Uite, Orice. o buca, o o bucată de mochetă și întoarce. Fă-ți tu caietul visurilor original. Da? Scrii ceea ce îți dă ce sens. Ce dorești. Eu mai aveam un exercițiu pe care mi l-a dat profesor uh, profesorul Matei Georgescu, pe care prețuiesc foarte mult și m-a ajutat foarte mult și mă ajută încă. Mi-a spus, scrie 108 lucruri care îți dau sens sufletului tău și care îți umple inima cu iubire. Dar tu să scrii acolo. Păi ce îmi place cel mai mult să fac? Și să vezi că pe la 20-30, la listă, când ajungi acolo, spui, nu mai am ce. Și mai mai, 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 fă un efort și mai găsești unul. Și mai găsești unul. Și mai lași o săptămână și mai găsești 10. Și după aia vezi că încă mai 108 lucruri. Și când am scris pe 4 pagini, 108 lucruri, am spus, ia uite, cât de mult mă pot bucura. Și atunci, cum să nu găsești vocația în viață? N-am scris în 108 lucruri, uh, zi, să cânt la tobe, cum când sau nai. Eu am scris să stau cu câinile, să fac saună, uh, uh, să puțin pe iubita mea în brațe, să uh, mă duc la siestria putnei, să, uh, uh, cum să, să vizitez uh, uh, locuri fiecare, frumoase. Ei, exact, da. hey, dar să fac, uite, să, să intervievez oameni, să discut cu ei, să mă exprim, pentru că eu am o voce și vreau să dau, să mă exprim, da? Și atunci, prin analogie, dar ce n-am scris aici? Păi, restul nu trebuie să fac, da? Așa cum, de o bună perioadă de timp, sunt într-un proces de introspecție și în ceea ce privește businessul meu. Păi ce sunt eu făcut să fac? Eu nu sunt făcut să fac operațional și nici nu fac. Eu sunt făcut să am o voce, să pot să mă exprim. Și atunci, da, doamne, am ajuns la nivelul la care am ajuns, da? Am un imperiu, am făcut, făcut restaurante cât n-au făcut nimeni, dar am nevoie de un cadou. Vreau să-mi fac un cadou. Care? Care e cel cadou? Timpul. Timpul nu mi mai dă nimeni înapoi. De asta vreau să-mi să, să focusez toată energia către propria persoană, dar și tu știi că noi ne asemănăm uh, uh, foarte mult și tu știi atunci când uh, spui da, de, din momentul ăsta îmi voi aloca timp, voi face, voi drege, nu știu ce, atunci nu reușești. Și atunci trebuie să lasă curgă, să văd la un moment dat să faci clicul ăla. Clic? Să lași lucrurile să vină spre tine. Să aprind un bec, cred. Observ și la tine și știi și la mine și vreau să, să dăm ca un, ca un uh, exemplu pentru cei tine sau pentru cei care ne urmăresc. alergarea spre disperarea spre uh, această incapacitate de a, de a nu spune nu, de a spune da la orice, care este tot o... Uh -huh. cumva prin filtre care le avem de copilărie, tot o condiționare. E clar că dacă te-ai curățat și dacă n-ai avut sau te-ai curățat de orice fel de adicție, iarbă, droguri, băutură, porn, jocuri de rock sau orice, spui bă, băi, eu n-am nimic de așa ceva, nu filtez cu gagicile pe mm -hmm. net, sunt cel mai cuminte. Și ce faci? Muncești 16-17 ore. Păi nu, frate, că tot o problemă e. Și aia este o altă adicție. Adică do doar că tu nu o vezi, că adică pare o adicție sănătoasă. Pentru că tu ai nevoie cumva să-ți umpli în continuu timpul. Nu, nu știi cum să stai, cum și eu. Nu, nu știu, nu știu mm -hmm. cum să stau cu mine însumi. Fac meditații, pot să fac duș rece, fac cu Hof, fac toate, pe care le știi și tu. Dar nu pot să stau cu mine însumi. Și cu copilul e greu să stau, da. îl iubesc cu ochii mei din cap, dar tremur în mine, e în continuă agitația asta. Am observat că atunci, și aici vreau să-ți cer și ți expertiza ta, din toate experiențele pe care le-ai, atunci când te relaxezi total... Dar total, nu că ești anesteziat sau ești pe masa de operație, când pur și simplu găsești moment de a te relaxa. Pleci într-o vacanță, stai cu niște prieteni de vorbă, uiți de tine cumva, uiți pur și simplu de mai fi în control, dar nu de a mai fi în control controlat cu meditație. Pur și simplu îți și ești, mergem undeva, cu mă asta cu tâmpiți ăștia, care am văzut, am văzut. În următoarele ore sau a doua zi, atunci îți vine ideea care trebuie. În momentul când ai lăsat totul să curgă de la... De sine. Și despre asta vorbesc toți pe pe care ei și tu și pe care am și eu modalitatea asta de a te lăsa in the flow, să fii in the flow, să nu mai fi în continuu un controlul ăsta pe care l avem în momentul nostru. Despre Răspuns, asta. Răspunsul este un singur cuvânt, pasiune. Și pot să dau un exemplu uh, practic. Într-o zi mi-era foarte sete, dar era, nu aveam niciun gram de apă în casă. Uh, și am sunat uh, un coleg din firmă și l-am rugat frumos, dacă tot vii, venea din că către Suceava, agață și mie un bax de apă plată, că sunt foarte însetat devenea insuportabilă senzația aceea de sete, pentru că mă și antrenasem, am avut și o zi foarte efervescentă și ți-am spus devenea intolerabilă și m-am pus la birou, așa mă făiam și mă zic, doamne, când cât, mai durează până vine asta cu apa, că îmi mor mă mă sufoc. Și m-am apucat să fac ceva ce îmi plăcea foarte mult și anume... -o, aveam o, am o carte care îmi place foarte mult și o recitesc. De Musa Nabate, copilul interior se cheamă. Și am intrat în carte și am început să-mi citesc sublinierele și să fac așa ca o, cum să zic, o, să scot chintesența celor subliniate. Am intrat în filmul meu, mi-a adus apă, nu că am uitat. Încă o oră jumate am stat fără să mai bea un gram de apă. De ce? Că mă pasionea foarte mult. Când faci ceea ce te pasionează uiți de durere, uiți de suferință, uiți de necaz, uiți de firmă, uiți de pentru cum e muzica, pentru că, eram eu și cu pasiunea mea. Era în flow. Eu și cu pasiunea mea. Exact. De ce să trebuie? Cum pot, o întrebare pentru cei care ne urmăresc, ajutătoare, că toată lumea vrea scheme. Care este acel singur lucru pe care dacă l-aș face, chiar un singur lucru pe care l-aș face, chiar acum mi-ar da mai mult sens vieții unul singur, nu șapte lucruri. Și vedea că tot timpul intervine pasiunea, pasiunea, e ceva ce se repete, e un light motiv, pasiunea. Aș, aș putea să... Și vreau să mai fac o completare după iar Să te ceva aici. Ai putea cumva să spui în asta care este acel lucru care mă face să uit de mine? Da. Care mă face C de mine și... Nu, care mă face să uit că timpul trece. Exact. Care să mă face să, 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 să nu mai... Să fie atât de da, ancorat în ăla încât să te. Când te-ai trezit din pasiunea ta, prima întrebare uh, pe care o pui, este ce zi astăzi, unde mă aflu, am fost în raiul vieții mele. Concertele, noi când avem concerte mari pe scenă și sunt exact, și o să vezi în seara mm -hmm. asta, a, ne urcăm pe scenă și să zicem că am intrat la 10 sau nu știu ce, mm -hmm. da? Încep când și nu știu ce și s-a terminat. Și când, 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 când lumea întreabă cât e sau băieții, și nu, ție ți se pare momentul ăla că e 10 și 5. Și mm -hmm. a trecut de fapt o oră și un sfert și o oră Pentru că se pierde noțiunea timpului. Exact ca la Einstein. Mentorul meu, Matei Georgescu, spune timpul nu există. Și atunci când facem ceea ce ne place cu adevărat, ne dăm seama de această realitate. Timpul nu există, practic. Da, el este dușmanul pentru că de, 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 de trecerea lui nu scapă nimeni. Dar când intri în starea de flux, când intri în, în, în starea aceea care e congruența între inimă, cum spune și Dulcan, inimă și creier, tot la tine am auzit, când intri în acea stare, timpul nu mai trece. Și atunci... Probabil că vorbești și pentru mine acum, să-mi intri odată, pentru totdeauna în cap. Fă, omule, ceea ce-ți place cu adevărat să faci. Nu te mai trăda, nu mai fă compromisuri, nu mai căuta scuze, nu mai veni la drăghiți să dai lecții națiunii și ia și trăiești tu. În viața ta, în lumea ta, cu pasiunile tale. Cum spunea Einstein o definiție a teoriei relativității, când petreci cu o fată frumoasă care o iubești... 10 ore să pare ca un minut și când petreci cu mm. o fată care nu ți place, o, o, un minut să pare ca 10 ore. Cam acolo e toată definiția. Mm -hmm. mm -hmm. Spune-mi, te rog frumos, despre... Asta mi-a venit acum să te întreb. Despre iertare. Nu sunt în măsură să-ți spun. Mă simt inapt să vorbesc despre acest subiect pentru că nu pot să spun că sunt un om care a învățat chintesența acestui cuvânt. Sau a înțeles ceea ce, înseamnă, ce înseamnă iertarea. Pentru că, uh, pe de-o parte, mă autosabotez și cumva nu găsesc calea da, către iertare. Când că îmi dau seama că iertare e soluția. De asta, când am făcut ediția adăugită la cărțiul de visuri, am domolit tonul. Prima ediție din 2019 avea un ton mai agresiv, babam, babam, hai, ajunge acolo. Acum, am spus echipei mele, Fraților, trebuie să domolim tomul, tonul. Trebuie să lăsăm cuvântul iertare. Chiar dacă nu vei re realiza acest vis la data, la termenul scadent, la scadență. Iartă-te! Bravo! Ei, nu sunt în măsură să spun, dar cred că așa intuiesc. Da? Intuiesc că uh, iertarea e cheia. Iertarea e cheia. Pentru că și locul unul din top capital. Sunt convins că nu se poate ierta pentru vari motive dacă nu intră acolo să înțeleagă de ce, probabil că tot va muri nefericit. Eu nu doresc să mor nefericit. Îmi doresc să înțeleg și să integrez ceea ce am înțeles. De aceea sunt într-un amplu proces, de aia am canalul de YouTube, de aia, de aia fac ceea ce fac. Pentru că îmi doresc, îmi place să ajung să cunosc lucruri. Mulțumesc frumos! Dezvoltăm despre cuvântul ce, -ți, ce trezește în tine cuvântul acceptare sau surrender. Mhm. Uh -huh. Acceptarea cred că are legătură cu, cu iertarea. Totul are legătură cu iertarea. E o pendulare între vinovăție și iertare în viață. Practic. De acum vorbesc ca un psihoterapeut. Nu. nu rog. Nu. Oamenii <laughs> să mă perceapă ca atare. Exact. Sau un om care a avut acces la niște mentori și. Exact. Vrei, nu vrei. Puterea Ce ai învățat? Forța da, anturajului. Da, 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 exact. De cine te înconjori? Exact. Ești de celor ești. cinci oameni de care da. te înconjori. M-am înconjurat de oameni, de psihoterapeuți peste, și peste de profesori cinci ani de zile tu nu vei fi decât cărțile da. pe care le-ai citit, muzica pe care o asculti Adevărat. și, cei cinci prieteni pe care ei și cărțile pe, și Vezi, oamenii pe care Tot m-am simțit vinovat acum. Tot vinovăția m-a da, da, da. A, aia să mă scuz. Da, de, dar e bine că ai avut curajul vulnerabilității să deschizi în masă, să recunoști. Categoric. Dar asta spun. Acceptarea înseamnă iertare. Că nu te accepti cum ești nu pot. Ok, iar te că nu pot și du-te înainte, încearcă să te bucuri. Asta spune psihoterapeutul Vlad Mureșan, un băiat de la Cluj foarte, foarte, foarte înțelept, aș putea să spun, că nu mai spun că Mai sunat, mi-ai spus că ți-a plăcut proiectul meu uh, cu piesa Te iubesc. Uh, Uite, este o piesă pe care eu crez foarte, foarte, intr-un în de flux. Mulțumesc frumos și am să-ți povestesc exact procesul ca să înțelegi. Eu, de viața întreagă, cariera mea a fost canaist, ca, ca compozitor mm -hmm. și altceva. Și acum patru luni de zile, întotdeauna mi s-a spus să cânt cu vocea și n-am văzut să cânt cu vocea, pentru că exista o creență limitativă. Da, da nici instrumentist, Cum să cânt eu cu vocea, nu pot să mă las de bravo. asta, adică nu contează pe toate procesele Prejudicat care am asta exact. Și, și îmi într-o... Nu există greșeală, da? Să zicem greșeală, dar nu e întâmplător. Am terminat ceva la studio care făceam și am chemat pe cu pianul și asta și îi spun Cristinei, partenerii meu, zic, Cristina, scrie și mie niște versuri la asta. Și am tras-o, dar știi cum? Așa odată și zic, și pune, pune, pe net. Dar pune pe net, știi cum? Știi exact la ce mă refer. Ca să nu am timp să stau în perfecționism, să o repar, să, o fac, să fac, ceva. Dă un pizza, mă zic, pune pe net, gata, dă drumul, drum. uh -huh. Și copiii de aici de la mine, dar cum, Damian, și nu știu ce. Zic, dă drumul, pune. Uh -huh. Ce tare. Și piesa a explodat și lumea a început comentarii, Damian, ce, ce emoție. este Transmis e, e după care la două, trei săptămâni de zile mă sună cineva de la un, de la de la un centru cultural și spune, Damian, am vrea să vii cu proiectul tău care a fost acum doi ani de zile, cu, care avea un proiect cu taraf, nu știu ce, nu știu ce, zic, da. Și stau și mă gândesc, zic, păi, de ce să mă duc cu proiectul ăla și nu mă duc cu proiectul meu, ăsta cu vocea. Dar eu aveam o singură piesă făcută, înțelegi? Și o sun apoi și spun, nu, vin cu proiectul meu. Și cum se numește proiectul tău? Și zic, lutărești, tot ce fac în asta este trebuie să intri într-o stare, zic, meditațiile la utărești. Și am spus, mamă, ce interesant sună cine păi, la numele? Da, exact. Eu zis că un copywriter ai avut. Nu, dar așa, într-o secund... un copywriter spectaculos, foarte utărești. tare. Meditați la Și despre ce e vorba? Zic, eu mă accept în... Acceptarea sinelui. Și așa a început proiectul. Ce am vrut să spun este că eu în momentul cum mor pe scenă și o să vezi în seara asta și când mm -hmm. cu vocea. Abia aștept. Este cea mai mare eliberare pe care o am de 40 de ani este o descătușare și mă simt cel mai liber. Cu naiu timp de 40 de ani, pentru că a existat biciul acela de la uh -huh. mama, tata, bunică, meu, toți ăștia care m-au crescut, și nu spun cu răutate, le mulțumesc că altfel uh -huh. înfresc, nu știu cum unde aș fi ajuns. În momentul când pun mâna pe nai, începe mintea și spune, o, o, e bine, e bine, deci dacă o să faci așa, și așa, cum știu. Și lumea te... În momentul când când cu vocea așa cum sunt, ajung acasă. Acceptare. 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 Pot să-ți dau o replica? Te rog. De fapt, nu-ți dau o replica pentru că simt așa că e o, e o discuție foarte prietenoasă. Nu cazul să-ți dau o replică. Oamenii nu se pot schimba. E o concluzie la care am ajuns. Oamenii pot doar să facă pace cu ei. Oamenii nu se pot schimba, oamenii pot doar să se accepte așa cum sunt. Și am cunoscut foarte, foarte mulți oameni la viața mea. Am 36 de ani, dar parcă aș avea 100 de ani la câți oameni am cunoscut. Dacă aș putea să scriu acum 200 de volumi fără să mă opresc. Am interacționat cu foarte mulți oameni. Am construit o afacere de la zero. Cu francizație. Eu n-am făcut afacerea singur. De ce spun cu oamenii nu se pot schimba? O să dau un exemplu. Comic. Să mai descrețim așa frânțile din uh, uh, suferință. Eu am construit tot ceea ce am construit cu echipă, nimic măresc nu se poate face fără echipă. Noi fără băiatul din spatele camerei și fără luminii și fără toată echipa pe care o ai aici. Exact, și toți care nu sunt aici acum, exact. Eu fa, 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 față de oamenii cu care am venit aici, uite echipa mea, Chris, Andreea, Narcis, oamenii ăștia îmi conduc, uite, Spartan, în București, fac o treabă extra. Ce aș fi făcut eu fără? Nu poți să faci nimic singur. Nimic măresc nu poți să faci singur. Dar oamenii nu se pot schimba, se pot doar accepta. Iată că am avut zeci de francizați. Eu am avut zeci de francizați, parteneri francizați. Lumea nu înțelege ce e contractul de franciză. Eu dețin un brand, o marcă și ofer altor entități, persoane juridice distincte, oameni cu alte firme, da? Nu sunt eu în toate uh, firmele. Le ofer brandul, sisteme, proceduri și regulamente, da? Dar oamenii nu se pot... De asta că am, am acces la experiența asta. Oamenii nu se pot schimba, trebuie doar să se accepte. Mi-am aminte, aveam un uh, francizat uh, de aici din București uh, Puiu Constantin și am venit în control la el cu mulți ani de zile și am ajuns în locația lui, avea o locație așa că le alegea și pe cele mai mici un om de ispravă, îl, și salut cu ocazia asta și m-am pus la masă -că și am spus, Costi asta nu respecti, asta nu respecti asta nu respecti, asta nu respecti era așa mai zgârcit ca să spun și spun, trebuie să Aplici sistemul. Trebuie să aplici sistemul pe care l-am generat, l-am creat eu. Că nu degeaba am muncit ani de zile la sistemele astea, la procedurile astea. Am fost în America de două ori. Am copiat restaurante, m-am inspirat, am adus oameni, am. Mai un, rost, e un sistem mai care rost funcționează. Rost, da. 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 Și spuneam, trebuie să fim generoși. Trebuie să fim generoși. Da, food costul e ăsta, dar trebuie să dai 5 sosuri, 5 legume, cartofi fierbinți, carne fierbinte și pita scoase din cuptor. El tot întreba oameni, da, asta vreți, da, asta nu vreți. Nu, să spun de parteneri. Deci nu da. puteam să schimb. Și stătea așa și mă asculta și se uita la mine în timp ce eu vorbeam și eu curs așa o... o, o un fier de transpirație și avea numai broboane pe front și am spus, băi, Costi, tu ești atât de zgârcit încât dacă ți-ar de casa, tu dai bip la pompieri. Deci, unii pe unii oameni nu-i poți schimba, Or, să vii cu sisteme, cu proceduri, cu detalii. Înțelegi? Deci oamenii trebuie să se accepte, oamenii ei trebuie să genereze această schimbare. Nu poți tu să inspiri, că am, ori și eu și cu tine la uh, masa aceasta, oricât am încercat să schimbăm oamenii, noi nu vom, nu vom putea să-i schimbăm. Din contră, inflamăm mai mult. Da. Îi facem să ne urască și să, să se ură, să se urască. Deci oamenii nu pot să fie schimbați. Iați gândul că prin emisiunea asta e să schimbi no. cineva asta eu. Doar dacă ei vor știi, ști, ști ce de să fac, o să fac? O să inflamez. Deci după emisiunea asta probabil mult o să uh, îmi scrie de bine felicitări, m-a inspirat, nu știu ce, dar nu îi vei putea schimba. Oamenii aleg ei momentul în care vor face schimbare. Și eu voi alege momentul în care mă voi schimba. Și eu voi alege momentul în care voi fi liber cu adevărat. Și eu voi alege momentul în care voi alege să modific structura companiei. Voi alege să renunț la oameni. Eu aleg mătrii. Până, atunci, că până atunci sunt sadomasochist și vreau să sufer. Să văd până unde pot să duc nivelul de suferință. Și probabil că la un moment dat voi vedea și eu așa luminiță de la capătul tunelului și atunci voi spune, da. În momentul ăsta mă simt fericit. De fapt, nu vă mai spune, nimănui că sunt fericit și lumea va remarca. Dacă sunt sau nu fericit. nu stau eu să te țin Ce ai spus stă... ai pronunțat cuvântul suferință și chiar eri, am, am salvat cum place să salvez screenshot-ul uh -huh. de la pe Instagram-ul meu o să ți arăt în seara asta că vezi nu mai de astea, numai așa ceva. Nu mai de așa ceva, uh, uh -huh. follow și era un, un citat de la Eckhart Tolle de la Power of Now care spunea că uh, suffering it's uh, necessary until you realize that suffering is unnecessary. Dar mm -hmm. atât de simplu și de frumos, suferința este necesară până când și asta că... te, Da, am înțeles. <laughs> și, a, și, asta te, 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 inflamează și mai tare. Tu spui, da, faci clic, o, oh, da, are dreptate. <laughs> și atunci nebunești. Bun, și eu dacă și știu de, asta, de și de dacă știu, mai sub sub bine nu știam asta, <laughs> asta, mai bine nu, mai bine nu citeam asta, știi? Atunci, dar eu, dacă am citit, înseamnă că eu sunt vinovat dacă nu voi aplica. Da, exact expertiza pe care tocmai mi-am însușit. -o. Spunem de relația ta cu Dumnezeu. Cred în Dumnezeu, cred că există o forță uh, care ne-a creat, ar fi, nu cred în coincidența uh, științei. Deci cred că suntem at atât de complicați ca ființe umane, uh, încât uh, e imposibil ca o forță mai inteligentă să nu ne să nu ne fi creat. Eu cred că cum să spun, cred cred în forța credinței în primul rând. Și de fiecare dată când am crezut cu adevărat, nu când mi-am spus mie că acum cred sau îndeplinit lucruri. Am crezut cu adevărat în visurile mele, că ajungem din nou la visuri. Deci eu cred că există Dumnezeu, sunt ortodox. Toată familia mea este ortodoxă de pe transgenerațional până la 1850. Cu toții sunt ortodoxi. Cred în Dumnezeu, dar aș spune că uneori, uneori există anumite excese de dogmă cu care nu rezonez. Deci eu chiar eram în biserică și spuneam, domnule, de ce nu avem uh, mai multe scaune? În, uh, nu ca aș merge foarte des la biserică, merg la Sistri Apute, da, merg da. la bisericile de la noi din Bucovina, promovez bisericile, mă duc, fac poze, uh, veniți în Bucovina, hai în Bucovina, uh, ajut, ajut cât pot să ajut. Cred, nu sunt un ortodox practicant sau radical, da. dar unele lucruri probabil că le-aș schimba. Probabil, uite, de pildă, aș aduce mai multe scaune în biserică, să fie mai multe scaune. Pentru că omul merge și uneori chiar dacă nu se concentrează la slujbă subconștientul înțelege. Măcar să stai jos tot, și poate. Îi, să... îi tămâie pentru Suflet, tămâiază Sufletul rugăciunile acelea. Deci, dacă tu nu ai o stare de a, de a sta în picioare, probabil, zic și eu, nu știu, uh, poate că ar fi mai bine să fie mai multe scaune. Deci, relația mea cu, cu Dumnezeu, mă rog. Uh, în Biserica Catolică există mai multe scaune. Mă rog, asta, așa avem <laughs> o discuție cu un, uh, un alt prelat și spuneam, ai, poate, mă rog. Mai este și, și pe de altă parte, dacă nu-ți convine cum îi, nu veni. Respecte regulile. Mergem biserică, respecte regulile. Mergem biserică și spui, în stânga trebuie să stea bărbații, și în dreapta trebuie să stea femeile. Femeile păr, să aibă cap acoperit și bărbații descoperit. Și de multe ori mă gândeam, dar de ce e regulă asta? Poate că. Mh, după care spuneam, păi. Există o regulă, dacă nu-ți convine. A, a, asta e franciza. Da, asta e franciza, dacă nu-ți convine. De ce trebuie să vii tu aici să, să schimbi, să fii chiar aici? Locul în care foarte mulți oameni sau. De, cum să spun, s-au eliberat că spovedania... Cine au fost primii psihoterapiți în România când psihologii erau urmăriți de securitate? Preoții, nu? Preoți. Cât au ajutat preoții. Și acum, na, îl vezi pe un preot cu o mașină imediat, dar de ce umblă cu mașină? de ce umblă cu aia? Preoții au fost Dacă vindecătorii, sufletului, legale, exact. vindecătorii da. sufletului poporului român. Așa că eu îi respect foarte și am foarte mulți prieteni preoți și chiar te invit și pe tine să vii la Suceava, să mergi la Sestria Putnei, să-l prezint pe Părintele Maxim, să-l pe Părintele Stareț, să te duc prin aștept. Bucovina, să fac, sunt ghid în Bucovina. Iubesc foarte mult uh, să, să fiu ghid uh, bucureștenilor, vo, uh, să, să, să vă arăt ce înseamnă că adevărat frumos. Bucovina. Voi stați aici în București, în cazemat asta de oraș, uh, într-adevăr, în afară de faptul că aveți conexiuni cu toată lumea pe, pe calea aeriană, nu aveți nimic din ceea ce are Bucovina. Da, 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 nimic, nimic. Deci sunteți văduviți Și am un, de, un proiect pe care am vrut să fac acolo. Am, am, făcut în partea de, de nord de, de vest și vreau să fac și acolo, România de 10 se numește. E un proiect unde iau diferiți artiști și filmăm locurile cele mai frumoase, de sus cu drona și pe asta și pe aia le lansăm o să se Anulează tot ce ai în vest și vină la noi în Bucovina. <laughs> Bucovina A... vindică, eu am spus odată, Bucovina este în sine un psihoterapeut, un, un psihoterapeut. Vino Bucovina, dă-ți papucii jos, plimbă de prin iarbă sau dacă e zăpadă, nu-i cazul, dar vara de pildă, uite-te la munți, vorbește cu munții, vorbește cu Bucovina și vezi cum pleci de acolo. Eu am un obicei. În fiecare lună, în caietul de strategie, m-am promovat în podcastul tău, acum poate zice lumea că okay, am făcut probleme. blat. În caietul de strategie aloc o pagină sunt dependent de caietul de strategie. Că eu spun unde nu e strategie, unde nu e strategie, doar gălăgie. Și în acest caiet de strategie am alocat o pagină, cele mai frumoase fotografii ale lunii. Dar nu frumoase că am fotografiat un munte. Când mă simt eu fericit, eu, eu, să fiu și eu în fotografia aia. Pentru că caietul va deveni un izvor istoric și peste timp voi vedea ceea ce mi-a plăcut cu adevărat. Ei bine, m-am dus în Bucovina, văd când ajung în Bucovina pe munte, pe munte și îmi fac o fotografie și văd în ochii mei văd în chipul meu, văd în sufletul meu că atunci a fost fericit cu adevărat. Nu ca și fi un patriot local. Acolo este chiar raiul. Deci nu exagerez, eu, eu am o vorbă. Dumnezeu când am făcut ciorna raiului era în Bucovina. Da? Deci Dumnezeu este prezent acolo și numai dacă nu, eu mi-am cumpărat un teren pe un vârf de munte. Da? Am avut un an foarte dificil. Și când, când prima dată când am văzut un prieten, Vlad, mi-a spus, ți-am găsit loc, Ți-am găsit uh, raiul din Bucovina. Mai văzusem terenuri, nu știu ce. Și am mers cu un ATV, că nu ai acces. Uh, am mers cu un ATV vreo 40 de minute și simțeam așa cum apropii. Sim nu știam. Nu știam. E urci, urci, după aia este un platou și după aia cobori. Puțin, după care iar urci. Și când am ajuns pe vârful platoului, așa mi s-a făcut pira de găină tot corpul și pe, pe, pe vibrația, picioare, pe tot, 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 era energia, energia, energia locului. Am oprit ATV-ul, el spunea, bă, mai încolo, nu, am oprit ATV-ul și am zis că de aici se vede sigur. De aici se vede sigur. Și, uite, pot să dau fotografia, că dacă vrei să o pui, să o montezi aici în pot, dacă da, da vei considera, rog, rog. tu îți dau fotografia, că m-am dat, am făcut așa o fotografie și am zis, aici este locul. N-am făcut ce am făcut și am cumpărat acel uh, loc. Nu scump, în raport cu ce terenuri am eu în oraș, Păi este insignifiant. E comisionul de la, comisionul de la agenții când cumpăr terenuri e, t, pentru imobiliare. Dar acum m-am retras și din zona de imobiliare. Mă duc, chiar mă duc către zona de online, educație online, dar am simțit, revenind, am simțit că acolo este locul care mă cheamă. Acolo este Dumnezeu. Și m-am plimbat prin toată pădurea aia ca la mine, ca și cum aș fi fost eu uh, proprietar. Acum poate pare prea spiritual că am dus discuții într-o a superstiției, dar simți când se face pielea de găină, când ajungi într-un astfel de loc. Uh, uh, care explicație? Există vreo explicație? Hai să vedem ce scrie în carte uh, cutare, tare, ce scrie se pare că, în carte Mi Se pare că cele două mesaje foarte importante pe care le simți, adică că sunt legătură directă, un canal direct cu, cu Divinitatea, uh -huh. în opinia mea, asta nu citit în altă parte sau ceva ce am simțit eu. Sunt două momente. Unul, când se face pira de găină extrem de intens, și doi, atunci când îți vine aici un nod în, 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 în gât, să-ți vine să plângi. Alea sunt momentele când tu nu mai ești în control. Și este exact și, 100%. Și, 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 și trei, când un zâmbet de lumină uh, se naște pe chipul tău. Un zâmbet de lumină. Deci, fără să Nu fără să rângești. Exact. Să-ți arăți fațetele la cameră. Când un zâmbet de lumină stă pe fața ta. Și nu trebuie să-ți mai spui nimic. Acum e fericit. Peste 100, 200, 500, 1000 de ani, să zicem că suntem în 3100, 3200, da. nu știu ce, niște copii într-o era a inteligenței artificiale care o să predomine totul într-un metavers al 90% al irealului și 10% macro-realitatea, unde uh -huh. doar 10% o să fie real și 90% virtual, să zicem că accesează într-un mod cum vor ei, acest podcast Așa. pe Dan și să uită la doi nebuni, Mandachi cu Damian. Ia să, mă să vedem ce tâmpenii vorbeau ăștia atunci. Care ar fi o concluzie trasă din toate experiențele tale și din tot ce ai ți-ai însușit în ult... până la vârsta asta, până la 36 de ani? care putea să lași în urma ta cu o vorbă, Ștefan Mandachi la 36 de ani, în podcastul lui Damian de Ghici, care cineva spune, băi, de la omul ăsta, asta înțeleg în fraza asta, în citatul ăsta lui. Păi, e simplu, pentru mic în lumea nu renunță la visurile tale. Să rămână, mulțumesc frumos. Asta e tot ce aș putea să zic, tot ce aș putea să las. Super tare. Ștefan Mandachi, ești un super băiat. Doamne ajută, mulțumesc mult succes. Ești un super băiat. Mulțumesc mult. Doamne ajută și Sper Domnul să ai cât mai, o audiență cât mai. Mulțumesc, mai mare. o să avem mai mult ca sigur. Mai sigur. să ajungă la sufletele oamenilor. Asta e important. Mulțumesc din suflet. Și eu.